Bugetul pe anul 2018 al orașului Buzău este mult mai sărac decât cel din anul precedent, ca urmare a reducerii impozitului pe venit de la 16 la 10%. Dacă în 2017 bugetul de cheltuieli al municipiului Buzău a fost de 313 milioane de lei, anul acesta administrația locală are la dispoziție un buget general de venituri și cheltuieli în sumă totală de 216,7 milioane lei. O altă explicație a diminuării bugetului din acest an față de 2017 vizează salariile cadrelor didactice din școlile și grădinițele din municipiu, care vor fi plătite direct de la bugetul statului, nu de către primărie. Ca și în 2017, o mare parte din bugetul din acest an va fi alocată pentru asfaltarea străzilor. Astfel, la capitolul intitulat generic transporturi este prevăzută suma de 37,8 milioane de lei, mai mult de jumătate din sumă fiind alocată asfaltărilor. Totodată, administrația locală a alocat o sumă de 2,6 milioane de lei drept contribuție proprie pentru proiecte europene de dezvoltare a infrastructurii. Cu toate acestea, de când la cârma primăriei Buzău se află Constantin Toma, municipiul nu a atras nici măcar un euro din fonduri europene. Se anunță un an sumbru și pentru buzoienii racordați la sistemul centralizat de încălzire. În bugetul orașului nu a fost alocat niciun leu pentru subvenția la energia termică, fapt care îi va pune în dificultate pe cetățenii cu venituri foarte mici racordați la sistemul de încălzire al regiei autonome. Dacă nu se vor găsi alte soluții pentru a ajuta familiile nevoiașe, aceștia vor fi practic în imposibilitatea de a-și mai achita facturile la căldură. În același context, edilul Constantin Toma a anunțat recent că toate școlile și grădinițele vor fi dotate cu centrale termice proprii, măsură care va duce mai mult ca sigur la desființarea regiei autonome municipale. Așa cum am mai declarat, am prins deja în nou proiect de buget proiectarea tehnică la toate școlile pentru a implementa centrale termice autonome în fiecare școală, grădiniță din municipiul Buzău, iar până în iarna viitoare vom avea independență totală față de RAM pe școli, grădinițe, clădiri administrative în municipiul Buzău. În bugetul pe anul acesta al primăriei, o sumă consistentă este prevăzută la capitolul asistență socială. Dintr-un total de 34 de milioane de lei prevăzuți, jumătate din sumă constituie salarii de personal, iar restul plățile pentru anumite categorii de buzoieni beneficiari ai unor indemnizații prevăzute în lege.